E un om de nota 20. Ia să îl găsesc pe ăsta cu măsurătoare aici. Adică, ce recomandă pe Aniel la primul ghidon? Ce recomandă? Ce recomandă? O nota de aur. E om bun la suflet de adevărat, dar ce proiecte a avut? S-a ocupat de asfaltare, de iluminat, de... Ce părere au oamenii despre Aniel? Îl votează în continuare oamenii? Capa în comuna Borcei este foarte ieftin. Deci înainte era... Era 7 lei. Și acum cât este? La jumătate, de 3 lei. 49 străzi, că păruiesc are buget la primărie. Comunicați cu dumnealui? Vorbiți? Da. Ce da. Fel de om este așa, în relație? Foarte bun, foarte bun, foarte bun. Eu de câte ori vorbesc cu domnia sa, n-am avut niciodată o altercație. Acum spunea că vrea să facă o piață agroalimentară nouă, modernă. Foarte bine, foarte bine să facă, că face pentru copiii noștri, pentru noi, pentru comună, pentru toată lumea. Pentru comuna dumneavoastră spunea că vrea să facă o grădiniță cu program prelungit, pentru naveliști. Foarte bine că am și eu copii mici, ca să pot să duc și eu copiii acolo, să mergem și noi la servici, ca să putem să îi luăm seara de la grădiniță. Și să-i aducem acasă foarte bine. Este un primar de săvârșit, eu l-aleg. Se vede schimbarea, deci nu trebuie să spună nimeni. Se vede cu ochiul de el. Pentru ce? Pentru că se vede interes, nu? Eu nu stau pe strada Cășăriei, la numărul 2. Sunt o femeie lăcăjit, am copii, dar copiii, când le dai lipată vaca, când le moare de cel. Era o stradă nenorocită, un pișor îl băga, acum avem o stradă. Ne-a făcut pădișcă! A venit cu scânduri și azi bodiș și cam plâns că nu pot să trec. Și ne-a făcut bodiș. De 30 de ori puștam pile. Familia... Și s-a dus eu acolo. Stai liniștit că ești primar, iar de nou. Vecinii ce spun? Vecinii toți îl iubești. Toată lumea îl iubește. Acum a pus piatră pe ulei și pe tot alea. Am încercat să mă fac plăcut, am încercat să comunicăm, am încercat să fie bine pentru comunitate. Dacă e bine pentru dumneavoastră, e bine și pentru dumneavoastră. Da, eu zic, de ce nu l-am văzut să-l dau jos pe primar să-l iau în brață, să moară aia? Să mă luați în brațe, am înțeles. Suntem în parcul din comuna Borcea, unde am încercat să îmbunătățim tot ce să putem îmbunătăți în acest parc. În cazul să facem o scenă frumoasă pentru a prezenta activități culturale și aici, când mă refer la activități culturale, înseamnă primirea elevilor care au avut rezultate la... învățătură și aici mă refer la cei care au avut rezultate la olimpiadele școlare. Urmează să facem ceva frumos pentru ca oamenii să-și prezinte activitatea pe care am o scenă, spunea zidită, pentru mai multe persoane. Ați avut cândva aici artiști celebri de muzică populară, ne aducem aminte? Spuneați, domnule primar, că mai vă preocupă ceva de ziua copilului, de 1 iunie, vreți să premiați pe elevii meritoși din localitate. Da. La ce se referă? Mai precis, la sfârșitul anului școlar, elevii care au avut rezultate la olimpiadă, în plăcerile școlare, vor fi premiați prin bani și diplome, atât elevii cât și profesorii meritorii la discipline respective. Este un efort al comunei, al celor din Borcea, pentru a premia copiii lor, pe care dumneavoastră am înțeles că îi considerați viitorul comunei. Da. Vrem să creăm o emulație între elevi, vrem să creăm o concurență, astfel încât ei să știe că la sfârșitul anului, știți cum sunt copiii, mai ambițioși, să creeze... O competiție între ei, sigur că da. Atât elevul cât și profesorii, pentru că și la profesori este o competiție, vă dați seama, cu cât copilul are mai multe rezultate și cu atât mai mari și mai bune, cu atât profesorul respectiv devine mai cunoscut. Am încredere în colectivul cadrelor didactice din comuna Borcea. Sunt cadre didactice cu experiență, cadre didactice care de-a pe parcursul anului au reușit rezultate meritorii la învățământ. Și suntem, cum să vă zic, o comună fanion pentru județul Călăraș. Se poate verifica din statistici. Comuna Borcea tot timpul a fost o comună de frunte la nivelul întrecerilor școlare. Avem o echipă tânără în primărie. Practic, când am venit primar, știți cum era, erau oameni care erau învățați cu un anumit stil de lucru. Am încercat ușor-ușor să le expun ideile mele, am încercat ușor-ușor să mă înconjur de oameni valoroși, valoroși pe fiecare compartiment. În viață, tot timpul mi-a plăcut să am alături oameni bine pregătiți, oameni de valoare, astfel încât să putem oferi acestei comunități locul pe care îl merită, locul pe care peste ani să fim mândri. O comună modernă, o comună de ce nu Europa. Avem cu domnul Călărășanu, care este plecat de aproape 20 de ani. 20 de ani din comună și a revenit după 20 de ani. Ce părere aveți despre comună după 20 de ani? Se compară cu noroaiele care au fost? Se compară. Răsturnam morți acum 20 de ani când ne duceam la groapă.
Adică nimeni nu vine să-ți bage în traistă. Eu am plecat de afară să-mi fac un trai mai bun, să fac o locuință, să fac, să ajut pătrânii. Aș rămâne, pentru că se vede schimbarea, nu? Se vede schimbarea, deci nu trebuie să spună nimeni. Se vede cu ochiul liber. O să completez și eu referitor la ce a spus. Să știți că și la alegerile președintelui Federației Române de Fotbal, când a ieșit domnul Burleanu, tot așa, nu votează nici Facebook-ul și nu votează nici televiziunea. Nu, votează omul de rând cu rând, care vede progresul care s-a făcut și dacă vede, dom'le, primarul acesta mi-a îmbunătățit cu ceva calitatea vieții de zi cu zi, da, merită în continuare, nu pleacă acasă, e așa de lucru. Cum și la alegerile de peste 2 ani din Comuna Bocea, vor vota doar oamenii din Comuna Bocea. Nu Facebook-ul, nu... Dar se vede rezultatul, nu trebuie să vedem, adică să vedem partea bună a lucrurilor, nu trebuie să ne întoarcem înapoi și să fim invidioși. Să facem comparație între ce a fost de acum, de la Revoluție până acum și cât în ultimii ani cât s-a făcut. Pentru ce? Pentru că se vede interes, nu? Dar sunt multe influențări și multe astea, dar realitatea realității se vede interes. Care sunt atâția ani, uite ce...